Mă aflu la 5 metri de turnul de sud și simt că pământul pe care stau se clatină. Parcă a fost un cutremur. Am auzit un vuiet puternic și pentru un moment am crezut că a explodat o bombă în fața mea. Imediat mi-am dat seama că nu a fost o bombă. Clădirea în care am intrat, turnul de sud, se prăbușea. Pentru prima dată în viața mea m-am confruntat cu realitatea morții mele. Am spus, Doamne, ai îngăduit să cobor 81 de etaje, iar acum moartea pune stăpânire pe mine. M-am uitat în jur și erau aproximativ 20 de persoane. O voce a vorbit inimii mele. Suyo, acești oameni care sunt cu tine, unde vor merge fără mine? Acesta este New York, un creuzet de naționalități foarte diferite. Ei vin aici cu diferite religii și filosofii de viață. Am primit îndrăzneala să vorbesc despre Isus. Am strigat, Isus, am cerut celor 20 de persoane să cheme numele Domnului. Atunci s-a întâmplat un lucru incredibil. Nimeni nu a încercat să mă contrazică, ci am auzit strigătul acestor persoane care au început să cheme numele Domnului împreună cu mine. Ne-am rugat câteva minute, timp în care auzeam zgomotul asurzitor al clădirii care se prăbușea. M-am mutat la cam 5 metri de grup. Eram întins cu fața la pământ. În timp ce zăceam acolo, spuneam, Doamne, ceva mare mă va lovi curând și voi muri. După 20 de minute am realizat că eram încă în viață și eram surprins. Eram acoperit de cenușă și sticla îmi acoperise trupul. Abia respiram. Nu puteam respira de la funinginea și fumul care era în jurul nostru. Am hotărât să mă întorc la cei din grup și am văzut că cele 20 de persoane cu care m-am rugat nu au supraviețuit. Trupurile lor erau zdrobite. Am spus, Doamne, ei au chemat numele Tău, de ce nu au supraviețuit? Am simțit acea pace din cer care a zis, ei s-au împăcat cu mine în ultimele clipe și acum se odihnesc în prezența mea. Biblia ne asigură că absența din trup înseamnă să fii prezent cu Isus. Is to be present with Jesus. I look around and there's someone. M-am uitat în jur și era cineva în viață. Mi-am întins brațele spre el și el spre mine. L-am scos de sub dărâmături. Era un agent FBI. L-am întrebat dacă îl cunoaște pe Isus. El a spus că da. Am început să ne rugăm următoarea rugăciune. Doamne, dacă e voia Ta, arată-ne calea de ieșire. Știam amândoi că nu aveam mult timp la dispoziție, fiindcă fumul ne sufoca. În timp ce ne rugam, s-a întâmplat ceva miraculos. Am văzut o lumină roșie și am urmat acea lumină care ne-a condus la nivelul străzii. Agentul FBI mi-a dat drumul la mână zicând, fugi înainte, eu mă întorc după ceilalți. Acest om a fugit în turnul de nord, iar eu mi-am continuat drumul afară din Ground Zero. Pământul a început să se clatine din nou. Când m-am întors, turnul de nord se prăbușea. Acel om curajos a murit în acea zi. Doamne, de ce mi-ai salvat viața? Turnurile nu mai existau. Praf, fum, cenușă și mingi de foc se ridicau din Ground Zero. În timp ce stăteam în mijlocul uneia din străzile New Yorkului, amețit, confuz, amărât și supărat pe Dumnezeu și pe circumstanțele în care mă aflam, mi-a sunat telefonul pentru prima dată. Mă gândeam că soția mea a murit, dar am văzut că ea m-a apelat. Inițial credeam că mă suna cineva de pe telefonul ei să-mi spună că a murit. Am răspuns cu multă teamă, dar după ce am spus alo, am auzit vocea soției mele. Viața ei fusese cruțată. Într-un final, ne-am întâlnit. A fost cel mai minunat moment. Îmi pierdusem orice speranță cu privire la ea și ea pierduse orice speranță cu privire la mine. Când ne-am regăsit unul pe celălalt, mi-a spus povestea ei. Era în întârziere la servici, s-a dat jos din tren, era aproape de clădire și a văzut al doilea avion lovind turnul ei. Sute de oameni săreau de la etaj. Credea că eram și eu unul dintre aceia.
Dar o fetiță a apărut de nicăieri, a luat-o pe soția mea și a dus-o într-un loc sigur. Dumnezeu ne-a salvat viețile într-un mod miraculos. September 11 a fost o zi ca aceasta, plăcută, însorită și fără niciun nor pe cer. Chiar dacă au trecut 10 ani de când teroriștii au înjunghiat acest oraș direct în inimă, pentru mulți newyorkezi, amintirile sunt la fel de dureroase și de proaspete ca ieri. Acesta este orașul meu, acesta este pământul meu. Niciodată n-am crezut că se poate întâmpla așa ceva. Când avionul a lovit turnurile, am știut imediat că a fost intenționat. Nu cred că vom uita vreodată aceasta. Chiar newyorkezi puternici, precum Rose și Sarah, spun că 11 septembrie le-a schimbat, atât pe ele cât și orașul lor. Sunt mai fricoasă. Cred că ne-a schimbat pentru restul vieții. Vedem poliție peste tot, la orice oră. Am venit cu un autobuz să vedem expoziția Pompei și autobuzul a trebuit să oprească, fiindcă un grup antiterorist a trebuit să verifice autobuzul. Vin aici și mă bucur de ce oferă orașul. Mă uit în jur mai mult. Sunt mai atentă. September 11 a transformat orașul și într-un alt mod. Un nou studiu al grupului Barna arată că newyorkezii sunt mai activi spiritual decât au fost chiar după atentate. Există o mai mare participare la biserică și mai mult devotament față de Hristos în comparație cu acum 10 ani. Studiul mai arată că numărul creștinilor născuți din nou a crescut de la 20% în anii 90 la 32% astăzi. Chiar dacă nimeni nu va uita imaginile turnurilor gemene și nici cele 3.000 de suflete care au pierit în acea zi, newyorkezii spun că au un mesaj pentru întreaga lume. Suntem puternici, suntem optimiști, suntem luptători, nu ne dăm bătuți și nu capitulăm. În februarie, fanaticii religioși au izbucnit un conflict în satul Chichesic. Mai mult de 1.000 de musulmani fanatici au atacat 17 membri ai unei secte islamice mici numită Ahmadiyah. Mânuind machete și strigând kafir, cuvântul arab pentru necredincios, ei au aruncat cu pietre în sectanți și au ucis în bătaie pe 3 dintre ei. Mulți musulmani îi consideră pe ahmadiți necredincioși pentru că nu acceptă că Mohamed este ultimul profet. Ei consideră că fondatorul hindus, Ghulam Ahmad, este salvatorul și mesia. După cumplitul atac, ahmadiții și-au abandonat casele și nici unul nu mai îndrăznește să pună piciorul în Chichesic vreodată. Am fost traumatizați când au atacat casa ahmadiților care locuiau la casa vecină, dar mă bucur că au plecat. Ei au o credință diferită. Ei nu se roagă cu noi în moschee. Ei sunt o sectă și nu-i vrem în satul nostru. 12 dintre bărbații care au fost implicați în atacurile brutale s-au întors în sat după ce au fost închiși doar 5 luni, în timp ce un ahmadit este încă în închisoare. Acest incident a ridicat încă o dată problema intoleranței față de alte minorități religioase. Didin Sujana este o victimă a violenței. Era să-și piardă brațul în timp ce se apăra într-un atac cu machete. Ca și agent de securitate pentru Ahmadiyah, el a încercat să negocieze pașnic cu poliția înainte să înceapă atacurile. Didin a fost acuzat pentru neascultarea de poliție și pentru incitare la violență. El a fost condamnat la 6 luni de închisoare. Islamicii vinovați de moartea sectanților au primit o pedeapsă de 3 până la 5 luni. El este supărat fiindcă atacatorii sunt liberi și au fost primiți în sat ca niște eroi, în timp ce el este încă în închisoare. Avocații lui spun că el poate face un apel, dar Didin preferă să nu facă aceasta.
Deden este deznădăjduit. El a spus că nu poate suporta viața de închisoare și că nu va face un apel pentru că, în această țară, majoritatea cazurilor care implică minorități religioase, atacatorii, în principal extremiști religioși, primesc o sentință mai mică decât victimele. Când victimele fac un apel, există riscul de a li se prelungi pedeapsa. Firdaus Mubarak este purtătorul de cuvânt al grupării Ahmadiyah. Este înfricoșător pentru mine să văd cum musulmanii ucid musulmani. Cred că toate religiile promovează pacea. Ele învață despre pace și cum să-i ajuți pe ceilalți. Ca și indonezieni, ne-am luptat pentru independența țării, dar și acum ne luptăm pentru libertate. Sper că acest guvern va proteja libertatea poporului său, inclusiv pe membrii Ahmadiyah. Bisericile creștine sunt și ele ținta musulmanilor fanatici. În ultimii ani, bisericile creștine au fost închise, iar școlile creștine și elevii au fost atacați. În ciuda acestei persecuții, oficialii guvernamentali nu zic nimic. Sidney Jones este directorul grupului internațional de criză. Va condamna violența în termeni generici, dar nu va determina guvernul să ia poziție în ce privește protecția indonezienilor, indiferent de credința lor. Nu va lua o poziție în ce privește protecția constituțională a libertății religioase. Aceasta nu au fost doar niște crime premeditate, ci indivizi care au luat pietre și bâte și au zdrobit oasele oamenilor până aceștia au murit. De parcă oamenii din ambele părți nu ar fi niște ființe umane. Individuals taking stones and clubs and bashing the skulls in until these people were dead. It's as though these people were no longer human beings. Din start, cei care au ucis nu mai erau niște ființe umane și e clar că nu mai considerau ființe umane pe cei pe care i-au ucis. Când o societate ajunge în acest punct, există ceva radical greșit. Unul din cei uciși cu brutalitate a fost prietenul lui Mubarak, Chandra. El spune că Chandra și soția lui au așteptat mult timp pentru primul lor copil, dar din păcate a fost ucis cu câteva săptămâni înainte ca cel mic să se nască. Mubarak speră că se va face dreptate pentru Chandra, pentru copilul lui și pentru celelalte victime, chiar dacă trebuie să treacă o generație. Hillary Clinton a apărut în fața presei ca să explice că libertatea și drepturile religioase sunt încă o preocupare importantă pentru Statele Unite. Descriind o atrocitate recentă, a scos în evidență faptul că persecuția religioasă are loc și astăzi. The women were abandoned by the side of the road, but the 22 men were shot and their bodies left in the middle of the desert. Suspecții obișnuiți încă domină lista celor mai aspri persecutori: Iran, Corea de Nord, China, Birmania, Arabia Saudită, Eritreea și Uzbekistan. Unii membri ai guvernului cred că odată cu creșterea secularismului, această îngrijorare pentru religie va scădea. Pastorul Rob Shank de la organizația Faith in Action a fost la Departamentul de Stat pentru ca să declare că exact opusul este adevărat. Lumea devine din ce în ce mai religioasă. Fiecare grup religios și mai ales cele conservatoare, grupările religioase stricte au o creștere exponențială. Viitorul lumii este unul religios. Aceasta face ca toate componentele religioase ale diplomației, ale guvernului și ale relațiilor internaționale să devină nu doar importante, ci cele mai importante elemente. Noul ambasador american pentru libertate religioasă a spus că Statele Unite vor lupta pentru libertate oricând și în orice mod vor putea. În prea multe țări din lume, oamenii nu se bucură de libertate religioasă sau exercitarea ei îi pune în pericol. Oricât de greu ar fi, trebuie să încercăm în fiecare zi să facem o diferență. We are all in this together, suntem cu toții împreună. Aceasta este tema documentarului de lung metraj al formației Hillsong United. Ei spun că misiunea lor nu este doar să predice vestea bună, ci să fie vestea bună. Umblarea noastră cu Dumnezeu începe când ne trezim și continuă pe tot parcursul zilei. Cred că fiecare din băieții noștri este statornic. Mă străduiesc să petrec tot mai mult timp cu Isus. Cred că niciodată nu petrecem destul timp cu El.
În ultimii doi ani, Hillsong United a călătorit pe 6 continente și în 42 de națiuni. Ei au filmat călătoria lor transculturală, sperând să arate impactul dragostei lui Dumnezeu. Nu este niciun nume mai presus decât numele lui Isus. Cred că ne putem încrede în acest nume și nu în numele nostru sau oricare altul. Hillsong United și-a început turneul în Statele Unite și am reușit să vorbim cu ei în culise. Ei au declarat că Dumnezeu este acela care se folosește de muzica lor pentru a atinge inimile oamenilor și că sunt onorat să fie parte din această lucrare. Duhul lui Dumnezeu este în fiecare dintre noi. Cred că nu trebuie să facem singuri această lucrare și ne putem baza pe prezența lui Dumnezeu să facă lucrarea. Rolul nostru este simplu, este acela de a lua atenția oamenilor de pe ei înșiși și de pe noi și să o îndreptăm spre El. Cât timp sunt în turneu, Hillsong United vor colabora cu biserici locale ca să strângă alimente pentru cei nevoiași. Ei au spus că aceasta este doar o cale prin care creștinii pot veni în întâmpinarea celor mai importante nevoi ale vieții. Este minunat. Ne ridicăm glasul și îl lăudăm pe Dumnezeu, dar cred că toți știm că e ceva minunat atâta timp cât înțelegem că suntem chemați să facem o diferență. Între timp, Hillsong United vor continua turul lor mondial, sperând să atingă viețile a milioane de oameni, cu câte o inimă pe rând. Adevărul e că fiecare persoană este cineva. Fiecare persoană reprezintă o viață reală cu speranțe și temeri reale. Toți sunt unici și fiecare are viață în acest moment din istorie. Trăim într-o perioadă în care au loc treziri spirituale în multe locuri ale lumii. Printre acestea se numără evenimentele care au loc în rândul romilor. Când aici vor veni bolnavi, Doamne, ce loc frumos bolnavul aici să primească vindecare, aici să primească eliberare. Aici, Doamne, când va veni orfanul, văduva, poartă-le Tu de grijă, Doamne. Anul 2011 a fost unul în care au avut loc multe evangelizări, întâlniri în care zeci de romi s-au botezat și de asemenea s-au deschis noi biserici. Între acestea se numără și biserica din comuna Comloșu Mare. Frații romi s-au bucurat la această întâlnire de un timp special în care au ascultat predicarea cuvântului și au avut părtășie unii cu alții. Ce spune aici cuvântul? Că pe cuvânt mergem. Eu iubesc foarte mult predicile expoziționale, că îl obligă pe predicator să stea în cuvânt și astupă gura celor care, cârtitori, care spune, aia fratele a zis frumos, dar a zis de la el. Nu a zis din cuvânt. Amin? Pentru că după cuvântul ăsta vom fi judecați toți. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care L-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Suntem în secolul I aici. Către anul 89-90 se scrie această epistolă. Sfinților din Tesalonic, orașul înființat de sora Vitregă, împăratului Filip al Macedoniei, tatălui Alexandru cel Mare, Salonica. Suntem la anul 89. Știți ce făceau sfinții în primul secol? Ce așteptăm noi, unii dintre noi? Unii așteptăm să plecăm înapoi acasă în Franța, așa e? Nu-i rău, acolo avem copii, acolo avem joburi, adică slujbe, da? Alții așteptăm să primim cele 30 de miliarde de la Uniunea Europeană. Ca să terminăm străzi, autostrăzi. Nu, să dăm de muncă la oameni ca să poată să fie bunăstare și mai apoi sigur. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu se face cu oameni, cu Duhul Sfânt și cu bani. Evanghelia să fie propovăduită cu viteză. Amin? Amin. Alții așteptăm luni
verdictul medicului. Să vedem ce scrie pe diagnostic. Leucemie? Cancer limfatic? Hepatită cronică? Alții așteptăm nunta copilului, nu? Alții așteptăm să ne cumpărăm o altă jucărie, că ne-am săturat de cea cu aer condiționat, cu 6 viteze și cu automate și climatronic și așa mai departe. Știți ce așteptau în secolul I? Venirea Domnului, frate Aurel. În toate părțile unde am mers la Comnușul Mare aici, spuneam și la fratele Dragoș, am spus în biserica lui. Fratele Dragoș, îți dăruiești, am o presimțire pentru Comnușul Mare, că se face o biserică romilor în Comnușul Mare și o să ai atâția oameni la tine în biserică de n-ai loc să le pui. Și când a fost evangelizare, au dus bănci, atâția oameni au avut și când eu am provat cu cuvântul meu de Dumnezeu, am zis, zic, Doamne, zic, o să aibă atâția oameni de n-are loc și au făcut biserică în curte. Că nu are loc în biserică, atâția oameni au venit. Și am mulțumit și am spus în fiecare secund, în cel mai mic secundul care eu mulțumesc la Dumnezeu pentru cuvintele și înștiințarea lui Domnul Iisus Hristos.